Bună seara, bună seara, mă bucur să vă revăd. Și noi? Glumesc. Cum adică glumesc? Nu. Păi da, nu ne bucurăm să vă revedem. Ba nu, te știm. Te știm. Mulțumesc. Mă simt bine în pielea mea. Nu sunt circumcis. Și nu mă înțelegeți greșit. Când eram tânăr, obișnuiam să agăs domnișoare spunându-le că o fac de 3-4 ori pe noapte. Dimineața urlau de uimire când realizau că s-a terminat hârtia igienică. Mi-am lovit soția cu scrumiera. M-a rugat ca pe viitor să fiu mai atent. Am rugat-o și eu ca pe viitor să nu se mai bage în fața soacrei. Când ești căsătorit, te trezești tot timpul acuzat de ceva. Ultima oară soția m-a acuzat de faptul că sfărăitul meu o sperie. Și mi-a dat ultimatum, mi-a spus că ori mă oprez din sfărăit, ori o las pe ea la volan. Cu toate astea, după audiții, am promis că nu voi mai face niciodată glume cu sau despre soție. Și soția a promis ceva. A promis că dacă voi ajunge în finală, în seara votului, acceptă necondiționat un sex în trei. Așa că vă rog, dacă vreți... Cine e fericitul? Să amânați votul până miercurea viitoare, când revine din delegație. Mulțumesc! Tot după audiții, am învățat să merg pe role. Cred că cel mai greu lucru atunci când înveți să mergi pe role e să le spui părinților tăi că ești gay. Adică la ce viteză aveam când am trecut pe lângă ei... Sigur nu m-au auzit și nici n-au văzut cum eram îmbrăcat. Băiatul meu a făcut o prostie mare. A luat o mașină și s-a răsturnat. Când am aflat, aproape că l-am omorât în bătaie. Pare că e ilegal să faci asta. E ilegal să faci asta cât timp e încă în comă. Și eu am fost copil și am avut momente când mi-am scos din minți părinții. Și mi-aduc aminte că tata trăgea cureaua, iar mama se pregătea să atace fizic cu pumnii și picioarele și eram îngrozit când se întâmpla asta. Eram îngrozit când se întâmpla asta pentru că știam că amândoi ar face absolut orice să se apere. Glumele sunt bune. Da. Dar livrarea e civilă, ia să vezi. Și pentru că este textul meu, bag aici o paranteză. Am fost împreună cu soția să ne scriem într-un program de planning familial. Și ne-au dat un test. 14 zile fără sex. Consecutive. Când am revenit, ne-au întrebat cum a fost soția. Păi să vă zică domnul. Zic, domnule, la început a fost ok. Însă pe la prânz, soția s-a întins să ia ceva de pe un raft aflat la înălțime, l-a scăpat și s-a plecat să-l ridice. Și am profitat de ea. Exact acolo, exact în poziția aia, la care doctorul mă întrerupe și îmi zice, realizați că în condițiile astea nu vă putem primi în program. Zic, doctore, lăsați. Nu este nicio problemă. Nici la căpuri nu mai suntem bineveniți. Asta o știu. O știu. O știu, multe. Avem nevoie uneori de o validare. Așa că m-am dus complet gol la soție. La câte momente plăcute ne-a oferit golanul ăsta, îi fac statuie, i-am spus. La care soția s-a dat doi pași înapoi și zice, și atât ne-a rămas? Nu înțeleg de ce vecina se supără când îi pieptăn câinele. Până la urmă este peria mea și de fiecare dată l-am îngropat la loc. Suntem la Edmo TV. Nu-mi plac cei care încearcă să mă convingă de părerea lor. De exemplu, e ok să vii să-mi spui cât este de cool să fii gay. N-am nicio problemă cu asta. Dar mă deranjează când insiști să-mi o bași pe gât. Bun. A terminat sus. Mihai sunt, născut în România și încă aici. Și acum pe bune, asta chiar a fost bună. Bun. Ți-a cam plăcut videoul. Noi ne bucurăm. Ia să vedem dacă dă like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul.
Aici, mă. Aici. Aici. Aici? Aici. Aici.